Această rubrică este prezentată de NIAT Medical City, primul oraș medical din România. Îngrijirea paliativă este o abordare care încearcă să ajute pacienții, dar și familiile lor, în confruntarea cu o boală amenințătoare de viață. Foarte multe afecțiuni s-au transformat din rapid letale în decursul timpului și cu progresele medicinii, au devenit afecțiuni cronice. Și pe parcursul lunilor și anilor de tratament, în timp ce colegii care se ocupă cu medicina clasică găsesc noi tratamente ca să ajungă la vindecare sau la o stabilizare, calitatea vieții acestor pacienți suferă din multe puncte de vedere. Ca simptomatologie, se simt anxioși, se simt depresivi pentru că tratamentele durează mult, au efecte secundare și atunci îngrijirea paliativă nu se focusează pe prognosticul bolii, pe cât durează până se vindecă sau ce speranță de viață are, ci se ocupă de calitatea vieții acestor pacienți. Deci suntem un întovărășitor, dacă vreți, al medicinii clasice și care și-a găsit folosul în multe sfere medicale. Cancerul mi se pare că este cel mai evident, bolile oncologice sunt cele mai zgomotoase din punct de vedere simptomatic, dar nu sunt singurele beneficiare ale îngrijirii paliative. Pot să fie pacienții cu HIV, mai ales în stadiul de SIDA, pacienții cu boli neurologice, boală Parkinson, scleroză laterală amiotrofică, deficiențele congenitale, insuficiențele de organ, cum ar fi insuficiența renală, insuficiența cardiacă, demențele, o mulțime de afecțiuni care au devenit cronice, au, din punct de vedere simptomatic, psihologic, spiritual, nevoie de ajutor pe parcursul acestor tratamente, astfel încât să poată să aibă o calitate a vieții cât mai bună. Echipa noastră este interdisciplinară de fapt și este formată din medic, asistent medical, psiholog, asistent social, consilier spiritual. Noi focusăm pe nevoile pacientului și nu pe prognosticul bolii lui. Aceste echipe au de obicei o componență care se modifică după nevoile pacientului. Vrem ca fiecare, chiar când se confruntă cu o boală amenințătoare de viață, să trăiască, nu să supraviețuiască. Și de fapt asta este rolul îngrijirii paliative. Această rubrică a fost prezentată de NIAT Medical City, primul oraș medical din România.